Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit la Obiectiv. Iată care sunt cele mai importante subiecte ale ediției. 6 primari din județele Gorj și Dolj, un fost primar și un om de afaceri au fost trimiși în judecată pentru luare și dare de mită. Despre cine este vorba, vă spun în cât. Un nou protest va fi organizat la penitenciarul Târgu Jiu, care sunt nemulțumirile angajaților aflați imediat. Un cartier din Târgu Jiu a devenit o adevărată groapă de gunoi. Resturi de tot felul zac pe câmp în zona Pandurașul, chiar dacă acolo au loc acțiuni de ecologizare în fiecare lună. Detalii în jurnal. 6 primari din județele Gorj și Dolj, un fost primar și un om de afaceri, au fost trimiși în judecată pentru luare și dare de mită. O agendă găsită de anchetatori în timpul unor percheziții într-un alt dosar penal i-a dat de gol. În acestea erau menționate sumele de bani despre care anchetatorii susțin că reprezentau de fapt mita pentru primari. Edilii locali primeau în general un comision de 10% din valoarea facturilor achitate. A fost trimis în judecată pentru luare de mită Sorin Bucurescu, primarul comunei Slivileș, Florinel Țuilă, primarul comunei Cătunele, Mihai Calotă, primarul localității Urdari, Adrian Mangu, edilul comunei Bărbătești, Ilie Petroi, primarul localității Aninoasa și Ion Gruescu, fost primar la Negomir, toți din Gorj, dar și Ana Ceană, primărița comunei Melinești din Dolj. Ștefan Doru Șandru, administratorul firmelor Idail Constru și Romstrade, este acuzat de dare de mită. Cazul a început de la o percheziție făcută în anul 2015 într-un dosar de evaziune fiscală în autoturismul lui Ștefan Doru Șandru, administratorul firmei Idail Construc SRL, în care s-a găsit o agendă. În agenda inculpatului Șandru Ștefan Doru, în dreptul unor sume și în anumite zile se face mențiunea prot, mențiune care din probele administrate a rezultat că reprezintă cuvântul protocol. Fiind analizate datele din agendă și foile componente ce aparțineau lui Șandru Ștefan Doru, rezultă că acestea atestă o situație mai amănunțită și cronologică în perioada 6 ianuarie 2015-7 noiembrie 2015 a sumelor de bani gestionată de Șandru Ștefan Doru. Din cercetările efectuate a rezultat că acestea reprezintă comisioane cu titlul de mită, pe care inculpatul le dădea unor primari din județul Gorj, în cadrul derulării contractelor de execuție lucrări câștigate de Idail Construct, cu mai multe unități administrative teritoriale. Analizând întreg materialul probator, s-a concluzionat că edilii locali primeau în general un comision de 10% din valoarea facturilor achitate. Se arată în rechizitoriul întocmit de parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj. Oamenii legii mai arată în rechizitoriu că era o practică primirea unor șpăci care reprezentau 10% din valoarea lucrărilor. Inculpații, probabil pe baza înțelegerilor anterioare care deveniseră un obicei, au primit de la inculpatul Șandru Ștefan Doru sume de bani, reprezentând comision din valoarea facturii introduse în plată și achitată. Pentru a deține o evidență a acestor sume, inculpatul Șandru Ștefan Doru trecea în agendă prescurtarea prot și mențiuni privind primăria unde se deplasa. Este clar că mențiunea prot înseamnă protocol și că se referă la primar care, potrivit atribuțiilor de serviciu, sunt ordonator principal de credite și au un cuvânt de spus în atribuirea contractelor. Pentru a putea plăti comisioanele către primar, lucrările nu erau executate corespunzător, fie erau supraevaluate, ori nu erau efectuate. Omul de afaceri, Ștefan Doru Șandru, a susținut mereu că prescurtarea prot vine de la cuvântul profit și că nu le-a dat șpagă primarilor. Un nou protest va fi organizat la penitenciarul Târgu Jiu. Angajații instituției sunt nemulțumiți că nu le sunt plătite orele suplimentare și nici nu sunt băgați în seamă de ministrul Justiției Tudorel Toader. Salariații unității de detenție din Târgu Jiu își vor striga nemulțumirile în stradă mâine începând cu ora 10. Aceștia amenință inclusiv că nu vor mai intra la muncă. Protestele vor fi organizate și în alte 11 penitenciare din țară. Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor anunță noi proteste ale angajaților în fața penitenciarelor în perioada 19 septembrie-3 octombrie, cerând rezolvarea urgentă a revendicărilor care țin de îmbunătățirea condițiilor de lucru și de respectarea drepturilor salariaților. Sindicaliștii care au declanșat protestele în fața penitenciarelor în 7 septembrie spun că singura reacție a ministrului Justiției Tudorel Toader a fost aceea de a dezinforma opinia publică referitor la nemulțumirile angajaților penitenciarelor care protestează pretinzând că subit condițiile din penitenciare s-au îmbunătățit, deși volumul investițiilor în penitenciare a scăzut drastic în mandatul domniei sale, de la 42 de milioane de lei la 25 de milioane de lei în 2018 față de 2017, după ce fusese înjumătățit în 2017 față de 2016. Începând cu 7 septembrie, angajații din 8 penitenciare au protestat în stradă, acuzându-l pe ministrul Justiției Tudorel Toader că refuză rezolvarea revendicărilor legate de îmbunătățirea condițiilor de muncă și de
respectarea drepturilor agenților, ofițerilor și personalului civil din penitenciare. Mâine, protestele vor fi reluate la penitenciarul Bacău, la penitenciarul Spital Târgu Ocna, la penitenciarul Târgu Jiu și la penitenciarul Iași. În 25 septembrie sunt programate proteste la penitenciarele Mioveni, Gherla și Ploiești. În 26 septembrie este anunțat un protest la penitenciarul Drobeta Turnu Severin, iar în 27 septembrie ar urma să aibă loc proteste la penitenciarele Giurgiu, Pelendeava, Craiova, Slobozia și Galați. Sindicatul Administrația Națională a Penitenciarelor și implicitate sindicatele au avut o serie de revendicări. În principiu, revendicările noastre nu sunt de domeniul extraordinar, lucruri normale. În primul și în primul rând dorim să, ca domnul ministru Turăl Toader să se țină de promisiune, să aprobe planul anual de a promis un plan anual de investiții pe care nu l-a făcut. De asemenea, dorim plata orelor suplimentare restante, deoarece în sistemul administrației penitenciare există un număr de peste 1 milion de ore suplimentare. Stoparea împuternicirilor legale, domnul director general Marian Dobrică, este la 3-a împuternicire, ceea ce este contrar legii. De asemenea, cerem ca domnul ministru să includă pentru sistemul ordine publică siguranță națională, începând cu octombrie 2018, să aplice legea 153 pentru acest sistem. De asemenea, cerem ca să se stopeze eliminarea abuzurilor asupra pensionarilor, deoarece prin acea ordonanță de urgență practic le-au fost tăiate pensiile la cei care ies din sistem cu peste 30%. De asemenea, avem determinarea cu privire la plata orelor suplimentare curent. Ce înseamnă, domnul ministru, printr-un ordin a exclus de la plata orelor la CT, printr-un ordin 27-21, deja noi adresându-ne cu plângere prealabilă, deoarece a exclus orele suplimentare curente de la plată, ceea ce nu este normal. În 3 octombrie este programat un protest la Ministerul Justiției. Dacă doleanțele lor nu vor fi ascultate pe 3 octombrie, când vor picheta Ministerul Justiției, salariații din penitenciare spun că vor bloca activitatea instituțiilor pentru care lucrează. În care în urma protestului de mâine nu veți obține nimic, ce veți face? Noi avem un calendar pe care îl vom respecta în totalitate. Dacă în urma protestului și, bineînțeles, după ce se vor încheia protestele la nivel de penitenciar, vor urma plângeri prealabile, bineînțeles, vor urma, desigur, dacă este cazul, plângeri penale. De asemenea, va urma un meeting de protest în fața sediului Administrației Naționale a Penitenciarilor și implicit a Ministerului Justiției cu toate sindicatele. Și sperăm că în urma acestor pichetări, proteste, meeting-uri, să obținem câte lucru, dacă nu vom merge până acolo, până unde vom refuza să intrăm în serviciu, pentru că revendicările noastre considerăm noi că sunt absolut corecte. Angajații din penitenciare solicită condiții de lucru mai bune, plata orelor suplimentare restante, stoparea împuternicirilor ilegale, eliminarea discriminărilor salariale, aprobarea statutului polițistului de penitenciare, încetarea abuzului asupra pensionarilor, plata integrală a orelor suplimentare curente. Dacă doleanțele lor nu vor fi ascultate pe 3 octombrie, când vor picheta Ministerul Justiției, salariații din penitenciare spun că vor bloca activitatea instituțiilor pentru care lucrează. Un cartier din Târgu Jiu a devenit o adevărată groapă de gunoi. Resturi de tot felul zac pe câmp în zona Pandurașul, chiar dacă acolo au loc acțiuni de ecologizare în fiecare lună. De vină ar fi cetățenii de etnie romă care aruncă pe terenurile neîngrădite resturi de tot felul. Autoritățile au început deja o acțiune de ecologizare care va dura până la sfârșitul acestei săptămâni. Cartierul Pandurașului este din nou sufocat de gunoaie, tone de resturi menajere zac pe câmp spre disperarea localnicilor și a reprezentanților municipalității care abia mai fac față. Deși au loc acțiuni de ecologizare în fiecare lună, zona arată ca o imensă groapă de gunoi. În mod normal, cei care ar trebui să facă curățenie sunt proprietarii terenurilor care ar fi trebuit să fie deja îngrădite. Autoritățile spun că de vină pentru această situație ar fi romii care locuiesc în zonă. Zile de ieri am fost sesizat că în zona Pandurașului mai există încă gunoaie și nu s-au finalizat acțiunile de curățenie organizate cu ocazia zilei de voluntariat privind curățenia Les 2 de România. Am deplasat la fața locului și am constatat că, într-adevăr, erau cantități importante de deșeuri care nu au fost ridicate. Motiv pentru care am solicitat urgent primăriei Târgu Jiu să ia măsuri. Chiar în prezența mea au trimis utilaje și oameni pentru realizarea activității de salubrizare
utilizarea zonei respective, care din păcate persistă de mai multă vreme, fiind o zonă vulnerabilă pentru municipiul Târgu Jiu și care nu ne face cinste, întrucât în zonă locuiesc cetățeni de etnie romă și care nu sunt și nu vor să respecte legislația privind gestionarea deșeurilor. Încercăm să stabilim de comun acord cu primăria un sistem de supraveghere, astfel încât să-i prindem pe făptași care abandonează deșeuri în acea zonă. Reprezentanții primăriei Târgu Jiu au trimis un utilaj în zonă care să strângă gunoaiele, care ulterior vor fi duse la depozitul de la marginea orașului. Este acțiune care a demarat weekendul trecut, odată cu marcarea zilei curățeniei la nivelul municipiului Târgu Jiu. Acțiunea va continua pe durata acestei săptămâni. Probabil că până la finalul săptămânii este timp suficient pentru a colecta toate gunoaiele din zona respectivă și de pe calea ferată. Din păcate, în zona respectivă apar foarte multe gunoaie, în ciuda tuturor ecologizelor care municipalitatea le face. Chiar dacă patrulează zilnic prin zonă, polițiștii locali nu îi prind de fiecare dată pe făptași. 6 sancțiuni contravenționale în valoare de 2.300 de lei au fost aplicate celor care au fost prinși aruncând gunoaie în cartierul Pandurașul. Ambulanța are prioritate, teoretic însă. Practic, lucrurile stau cu totul altfel. Un echipaj SMURD a filmat ieri pe străzile din Târgu Jiu un minut dintr-o misiune. Imaginile confirmă cât de periculoasă este fiecare deplasare la caz în urma solicitărilor primite la 112, dar și faptul că încă mai sunt șoferi nepăsători atunci când observă autospeciala cu semnalele acustice în funcțiune și nu le pasă că viața unui om poate depinde de câteva secunde. Un echipaj SMURD din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Goj a filmat cum se deplasează autospeciala pe străzile aglomerate din municipiul Târgu Jiu atunci când se află în misiune. Pe imagini se vede clar cum ambulanța rămâne blocată printre mașini chiar dacă are pornite semnalele acustice. Autospeciala nu își poate continua deplasarea din cauza șoferilor indisciplinați, cărora nu le pasă ori nu realizează cât de important este chiar și o secundă pentru persoanele care au nevoie de ajutor. Cât înseamnă o secundă? Cât înseamnă o secundă pentru noi, cei care avem menirea de a salva vieți, și cât poate însemna o secundă pentru cei care au nevoie de ajutor. De multe ori, marele nostru dușman este timpul. Deplasarea la o intervenție este de fiecare dată o luptă cu timpul din care echipajele noastre încearcă să iasă biruitoare. Este greu, foarte greu, riscuri și responsabilități enorme pentru cel care conduce autospeciala de intervenție. Să presupunem că trebuie să te deplasezi la un accident rutier în urma căruia mai multe persoane sunt rănite grav. Conduci această ambulanță SMURD și conștiința îți spune că viața victimelor depinde de cât de repede poți ajunge tu la fața locului, dar tot de tine depind și viețile colegilor tăi alături de care trebuie să salvezi vieți și, bineînțeles, autospeciala de intervenție pe care o conduci și cu ajutorul căreia salvezi vieți. Trăirile sunt enorme, emoții și adrenalină atât pentru tine cât și pentru colegii tăi și mai este și conștiința care îți spune că acei oameni pot trăi doar cu ajutorul tău. Experiențele prin care am trecut ne-au arătat că o secundă poate face diferența între viață și moarte. Acesta este un minut dintr-o misiune a echipajului nostru SMURD. Au scris reprezentanții ISU Gorj pe pagina de socializare a instituției. Mii de pensionari gorjeni se află în situația de a fi executat silit după ce nu mai reușesc să-și achite ratele la bănci sau la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor. Potrivit conducerii Casei de Pensii Gorj, numărul celor care înregistrează datorii crește de la o lună la alta, iar unii dintre pensionari ajung să aibă chiar popriri pe venituri. Așa se face că luna trecută, aproximativ 3.000 de vârstnici gorjeni au primit mai puțin de la poștași. Persoanele cu popiri pe pensie pot rămâne fără o treime din aceasta dacă au datorii către un singur creditor. Iar dacă este vorba despre datorii cu titlu de întreținere sau alocații pentru copii, vârstnicii pot rămâne doar cu jumătate din pensie, cealaltă fiind reținută pentru acoperirea restanței. De altfel, se reține tot jumătate din pensie dacă persoana are datorii către mai mulți creditori. În județul Gorj, numai puțin de 2.800 de persoane au primit luna trecută bani mai puțin de la poștași. Pensionarii care s-au ales cu pensii fragmentate sunt dintre cei care nu și-au achitat datoriile către diverse instituții. Cei mai mulți nu și-au plătit taxele și impozitele la timp sau au credite și dobânzi restante la bănci. În medie, popririle sunt de 175 de lei pe lună de persoană. Valoarea sumelor poprite aferente lunii august este de aproximativ 620.000 de lei. Ambulanțele din Gorj au ajuns într-o stare deplorabilă, asta pentru că majoritatea au depășit cu mult numărul de kilometri recomandați pentru autospeciale. Însă chiar și așa, bolnavii sunt transportați la spital tot cu aceste mașini de intervenție. Parcul auto va fi însă reînnoit în perioada următoare. Guvernul a aprobat achiziționarea 1.200 de ambulanțe noi pentru serviciile județene.
La nivelul serviciilor de ambulanță județene, mașinile au peste 500.000 de kilometri parcurs și în regim de urgență, iar 450 dintre acestea au peste 600.000 de kilometri, în condițiile în care durata optimă de exploatare este de 200.000-300.000 de kilometri. Tocmai de aceea, în curând vor fi achiziționate noi ambulanțe. Guvernul României a aprobat achiziția a 1.200 de ambulanțe pentru serviciile județene SMUR, după cum urmează 242 ambulanțe de tip A, 375 ambulanțe de tip B4 ori 2 și 105 ambulanțe de tip B4 ori 4 și 122 de ambulanțe de tip C, în valoare totală de 476.857.000 de lei. Finanțarea proiectelor se realizează din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat, în limita sumelor anuale aprobate. Proiectele au fost depuse spre finanțare din fondurile programului operațional regional 2014-2020 și au ca scop creșterea calității serviciilor medicale din faza prespitalicească. Zilnic, peste 400 de autospeciale ale serviciilor județene și ale SMURD sunt scoase din stare de operativitate din cauza defecțiunilor tehnice, iar în multe cazuri înlocuirea lor este imposibil de realizat. La Serviciul Județean de Ambulanță Gorj, pentru a se putea interveni la toate solicitările de pe raza județului, instituția are la dispoziție 35 de mașini, însă majoritatea sunt foarte uzate, având sute de mii de kilometri parcurs și o vechime de peste 10 ani. Cel mai recent, SJA Gorj a primit mașini noi de intervenție în anul 2014. Doar 3 mașini au intrat atunci în posesia unități, iar pentru ca ambulanțele vechi, care au sute de mii de kilometri la bord, să poată fi casate, ar mai fi nevoie de alte 20 de mașini noi. Gorjenii interesați să-și găsească de lucru în străinătate pot accesa serviciul EURES din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj. Angajatorii străini pun la dispoziția celor aflați în căutarea unui loc de muncă o nouă ofertă prin intermediul platformei europene de ocupare. Suedia caută 50 de muncitori în silvicultură pentru lucrări de degajare, curățire și plantarea copacilor. Salariul oferit de angajator este de 10 euro pe oră. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj pune la dispoziția celor care nu au un job și sunt dispuși să plece peste hotare o nouă ofertă de locuri de muncă prin intermediul serviciului de ocupare EURES. 50 de gorjeni pot fi selectați pentru un loc de muncă în Suedia, în silvicultură. Contractul este unul sezonier pe 3 sau 4 luni cu posibilitate de prelungire. Se lucrează în pădure cu motofierăstrău la curățirea și plantarea copacilor. Se va munci în echipe de 2-5 persoane. Este nevoie de experiență în domeniu. Constituie avantaj cunoștințele de limba engleză, permisul de conducere categoria B și certificatul pentru utilizarea motoferestrăului. Se lucrează 40 de ore pe săptămână. Salariul este de 10 euro pe oră. Înainte de a începe munca, personalul va fi instruit în domeniul silviculturii, lucrări de degajare, curățire și plantare puieți. Se oferă cazare contra cost 10 euro pe noapte. CV-urile se pot aplica individual sau ca echipă completă. Persoanele interesate de această ofertă de lucru vor trebui să se adreseze consilierului EURES din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj pentru a se înregistra în baza de date a instituției. Pentru a fi înregistrați, trebuie să se prezinte la sediul AJOFM cu un dosar care să conțină cazierul judiciar, o adeverință de la medic, prin care să se ateste faptul că nu au probleme de sănătate și sunt apți de muncă și buletinul. Aur, argint și bronz pentru atleții gorjeni la campionatul mondial de cross montan desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute la Andorra. Sportivul Adrian Garcia a obținut locul 4 cu echipa României de juniori, în timp ce Alina Budnariu a câștigat medalia de aur la tineret. Alte performanțe de seamă au bifat Dragoș Mănescu, locul 2 la categoria junior 1 și Cristi Brujean, locul 3 la aceeași probă. Atleții clubului Pandurii Târgu Jiu, pregătiți de antrenorul emerit Ion Bură, au fost din nou premiați în cadrul unor competiții internaționale. Adrian Garcia a participat la campionatul mondial de cross montan, competiție ce s-a desfășurat în Andorra. Tânărul s-a clasat pe locul al patrulea cu echipa României de juniori. Colegii săi de la CS Pandurii Târgu Jiu au participat la sfârșitul săptămânii la un concurs internațional de alergare pe șosea. Întrecerea sportivă a avut loc în Brașov, iar atleții gorjeni au reușit să se claseze pe primele locuri. Alina Bunariu a terminat competiția pe locul 1 la categorie tineret, iar Dragoș Mănescu pe locul al doilea la categoria juniori 1. De asemenea, Cristi Brujean s-a clasat pe locul al treilea la junior 1, la fel ca și Mihaela Cepoi la categoria junioare 1. Sâmbătă în Andorra s-a desfășurat campionatul mondial de cross alergare montană, la care a participat și sportivul gorjean Adrian Garcia, care a făcut parte din echipa României de juniori și echipa României s-a plasat pe locul 4 în lume, un rezultat destul de bun. Tot în acest an, aceeași echipă de juniori s-a plasat pe locul 5 la campionatul european, iată
acum s-au plasat pe locul 4 la clasamentul mondial, un rezultat foarte bun. Ținând cont că Adrian Garcia nu este alergător de cross pe munte, el fiind un tip longilin, un tip care alergă foarte, foarte bine pe teren plat, pe stadion, dar a ajutat echipa românii și s-au plasat pe locul 4. În același timp, la Brașov sâmbătă, s-a desfășurat un concurs internațional de alergare pe șosea. Avem a dus cu cei tineri și cei care sunt de perspectivă, s-au clasat foarte, foarte bine. Alina Bunariu s-a clasat pe locul 3 la categoria tinere și pe locul 2 la categoria senioare, fiind o sportivă tânără, în primul an de tineret, deci a terminat și abia anul trecut, iar sportivii care sunt mai mici de vârstă s-au clasat pe podium, adică Dragoș Manescu locul 2 la categoria juniori, deși el este junior categoria 2, și Cristian Brujan de asemenea pe locul 3. Iar la fete avem încă o sportivă foarte, foarte tânără și bună, pe Mihaela Cepoi, care s-a plasat pe locul 3 la categoria tineret, chiar dacă este juniară, și sperăm că obține rezultate bune la campionatele viitoare, adică campionatul național de cross și campionatul Balcanii de cross. Tinerii se pregătesc acum pentru campionatul național de cross, iar apoi vor intra în febra întrecerilor internaționale, urmând a lua parte la campionatele balcanice și europene din acest an. Știrile se opresc aici, sunt Mirela Drăgan, vă mulțumesc pentru atenție, cu alte informații vă aștept mâine de la ora 18.